Bine ați venit la Mobilissima Pro, sunt în Barcelona pentru Mobile World Congress. În spatele meu este standul Oppo cu instalație artistică metalică. Hai să vă arăt ce au la stand. Și ei integrează și standul OnePlus. Așa că, bun, Oppo Find N2 Flip este flagship-ul și aici îl vedem desfăcut. Bun, hai să vedem ce au special. În partea asta este evident Find N2 Flip, mai multe variante de culoare. Etalează cel mai mare ecran extern de pe un telefon pliabil cu clapetă. V-am făcut hands-on la Londra deja, nu mai sunt foarte multe surprize. Find N2 Flip. Dar are cea mai mare baterie și cea mai rapidă încărcare de pe un telefon pliabil. Ăsta este fratele mai mare, Find N2. E, ăsta se închide etanș și are un ecran de 7,1 inch, dar în Europa nu prea o să-l găsiți. Cam așa arată. E foarte plăcut în căușul palmelor, în ideea că e mai comod decât un Z Fold, având 7,1 inch, nu 7,6. E cu soft chinez, e fără Play Store, fără Play Services, ăsta este shelf-ul luat de pe OnePlus și suportă și stylus. Not bad. Aici este o zonă în care o să vezi demo pentru chipsetul Mari Silicon Y, nu X, Y, e unul nou. Și aici o să vezi ochelarii Air Glass 2. E o coadă de zici că se dă pâine moca, așa cum puteți vedea, așa că din păcate nu pot să vă zic mare lucru. Ce mai e pe la standul Oppo? Un demo pentru tehnologia de încărcare Super VOOC, 80W, 50W. Se merge și spre 240, dacă mă uit în ograda companiei extrase din Oppo, Realme. Astea sunt niște accesorii cu încărcare foarte rapidă. Ce avem noi aici? Cupa Champions League. Oppo este partener oficial Champions League și a adus aici chiar cupa. Mi-a zis cineva o chestie pe care nu știam. Cupa pe care o primești tu ca echipă când câștigi Champions League-ul nu e originalul, îți fac eu una specială. Dacă o câștigi de 5 ori, îți dau originalul. Așa că Real Madrid are vreo două originale. Hai că am prins eveniment. Ok, chestia aia e o brățară flexibilă care nu are componente și are tot un cloud. Ăla e viitorul. Am prins deja în câteva secunde ceva foarte tare. Asta este standul OnePlus, deja fuzionat cu Oppo în bună parte. Și aici sunt două lucruri tari de văzut. OnePlus 11 știm deja. Am mai aglomerat decât când am fost eu. Fiți atenți la jucărie. Jucăria asta răcește telefonul cu 20 de grade Celsius. E pe bază de lichid, este apă distilată și telefonul devine ca scos din frigider după aia. Am încurcat niște oameni la filmare, ce să fac și eu. OnePlus 11, 5G și căștile OnePlus Buds 2 Pro, mă rog, Pro 2. Cam așa arată. Anulează zgomotul cu 48 de decibeli. Nu mă omor după partea shiny-shiny. Dacă e lucios, atrage amprente. Asta e tableta OnePlus Pad. E de gaming, pentru care refresh-ul e 244 Hz. Și are procesor Dimensity 9000. Nu Snapdragon. Interesantă alegere. Dimensity 9000 era pe Oppo Find X5 Pro. Și a fost bun, că avea ray tracing. La vremea aia nu prea avea mai nimeni ray tracing, decât Exynos-ul, care nu prea l-a pus la treabă. Mai e ceva aici, dar e înghesuială. Mă rog, ceva ăla pot să vi-l arăt și în chestia asta. E OnePlus 11 Concept. Cu iluminarea aia cool pe spate. S-au băgat băieții aici în cabină. Hai că vi-l arăt foarte rapid. Este OnePlus 11 Concept. Iluminare fisticheia spatelui și unirea în jurul camerei, sistem de răcire avansat, o să-l găsim probabil pe viitor și pe alte device-uri. Foarte multă aglomerație pe aici. Anul trecut aici era... ce e asta? O ediție specială de OnePlus, ceva anime? Hai că n-am văzut treaba asta. Castlevania, ce e asta? Ce mișto arată? Bun, descoperim chestii. Ok, erau LED-uri alea în spatele telefonului, nu era un ecran și semnala un sistem de răcire, cam asta era vibe-ul. Asta e standul Oppo, Oppo Internet Services. Oamenii ăștia s-au băgat și pe 5G, vor să facă echipamente 5G. Au treabă. Uite aici, Future of Connectivity. 6G? We will continue to explore and build smarter and more connected future for all of us. And finally, there's one more thing. Ok, am rezolvat și standul ăsta. Pare rău că nu am arătat ochelarii. De fapt, ia să mai trec eu o dată. Sunt o persoană destul de băgăcioasă așa și obțin ce vreau, dacă insist. Așa că hai să vedem.
Mai e ceva aici. Ah, luggage clothing storage. Ah, n-am treabă. E cu lăsat geci. E căzut sticla cu apă. Are măi rare. Aici Oppo Air Glass 2. Ia să ne băgăm cu tupeu. Aici este Oppo Health. Ceva legat de sănătate aici. Este un tensiometru. Este Oppo Health H1. Este un monitor 6-in-1. Oxigen, EKG, heart rate, sleep and body temperature. Este un set de accesorii pentru monitorizarea sănătății. Nu vreau panică. M-am panicat destul cu Huawei Watch D, dar vreau ochelari. Hai să vedem ce fac oamenii ăștia aici. Ah, uite ochelari. Oppo Air Glass 2. Sunt oameni de pe toată planeta aici. Din Australia până în Singapore, Taiwan, Uruguay, Chile, Peru, Bolivia, Africa de Sud. Și avem ochelari. Ăștia sunt ochelarii smart. Ce discret sunt. Sunt ochelari assisted reality care au 38 de grame. Au lentilă SRG Diffractive Waveguide dezvoltată de Oppo. Suportă corecția vederii. Deci se rezolvă și problemele cu vederea. Pot face apeluri telefonice, traduce în timp real și oferă navigare turn by turn, gen GPS. Dar ce noroc am eu să-i scap acum, o să-i stric și o să-i plătesc. Mai este o pereche acolo cu o ramă foarte cool, cu control tactil. Am rămas cu treaba cu corectarea vederii și cu traducerea în timp real. Da, nice. Mă aștept la preț mare, dar nu știu dacă o să prindă. La urma urmei, Google Glass datează de 12 ani și n-a prins. Vom vedea. Cam atât de la standul Oppo. Mie îmi place instalația asta metalică și tableta aia sună bine pentru gaming. Ciao!